Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Lucrați pentru unitate. Primiți bine pe cel slab în credință. Romani, capitolul 14, versetul 1. În timpul secolului I, oameni din diferite culturi, limbi, religii, obiceiuri erau atrași de orașe precum Roma. Prin urmare, misiunea bisericii primare de a face ucenici din toate neamurile a dus la conflicte și confuzie. De exemplu, unii credincioși continuau să respecte ziua șaptea de sabat, în timp ce alții fie nu mâncau deloc carne, fie nu mâncau anumite feluri de carne. Acesta este motivul pentru care Apostolul Pavel a scris: primiți bine pe cel slab în credință și nu vă apucați la vorba asupra părerilor îndoielnice. Să remarcăm faptul că Pavel nu ne-a spus doar să-i tolerăm sau să-i suportăm, ci să-i primim bine, să le urăm bun venit, să-i acceptăm, să-i recunoaștem și să avem îngăduință față de cei care nu ne sunt copii fidele. Chiar dacă problemele cu care ne confruntăm astăzi sunt diferite de cele ale bisericii primare, e ușor să cazi în latura dezbinării și a spiritului de judecată. Dar nu uita! Fiecare din noi are să dea socoteală despre sine însuși lui Dumnezeu. Să nu ne mai judecăm deci unii pe alții, ci să nu faceți nimic care să fie pentru fratele vostru o piatră de potignire. Scrie în Romani, capitolul 14, versetele 12 și 13. Când apar diferențe legitime privitoare la chestiuni fundamentale și când nu există cale de negociere, comportă-te asemenea lui Hristos, fără să apelezi la certuri, la critică și fără să-i desconsideri pe oameni. Scopul lui Satan este să ne facă să despicăm firul în patru, timp în care împărăția lui Dumnezeu are de suferit. În schimb, iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească, în cinste fiecare să dea întâietate altuia, scrie în Romani, capitolul 12, versetul 10. Învață să-ți respecti aproapele nu pentru ceea ce este, ci pentru persoana căreia îi aparține. Apostolul Pavel a scris tot în Romani, capitolul 15, versetele 5 și 6. Dumnezeul răbdării și al mângâierii să vă facă să aveți aceleași simțăminte unii față de alții, pentru ca toți împreună, cu o inimă și cu o gură, să slăviți pe Dumnezeu.